Declar deschisă ședința extraordinară, azi, 17 septembrie 2018. Astăzi avem un singur proiect, supunem la vot pe ordinea zi, cine este pentru. Abținere împotrivă, mulțumesc. Proiectul, aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pe anul 2018. Sunt mulțumit de rezultat de votul final pentru că s-a aprobat într-adevăr după o lungă dezbatere, să zic așa, sterilă, rectificarea de buget prin care în municipiul Medgidia venituri extrabugetare către instituții de 9,7 milioane de lei, adică 97 de miliarde. Acești bani se vor duce începând de mâine la Spitalul Municipal Medgidia pentru achiziționarea de aparatură medicală pentru funcționarea, dotarea și funcționarea compartimentului de cardiologie, dotarea cu aparatură medicală specifică și conexă a compartimentului primirii urgență, dotarea cu aparatură medicală în compartimentul pediatrie, dotarea cu aparatură medicală în compartimentul sărilor de operație, achiziționarea de medicamente și materiale sanitare necesare de desfășurarea actului medical până la finalul anului 2018, plăți arierate, adică datorii și furnizori, bunuri și servicii, datorii, cum spuneam, ale Spitalului Municipal Medgidia, achiziționarea unei ambulanțe și cheltuielile aferente funcționării acesteia, în sensul că toți cei care sunt externați de la Spitalul Municipal Medgidia să fie deplasați până la sediul lor. Fac precizarea că Spitalul Municipal Medgidia deservește aproximativ un sfert din județul Constanța, ca și număr undeva în jur de 200.000 de locuitori. Iar aceștia la externare erau obligați să meargă cu diferite mijloace de transport, iar în momentul în care ieși din spital nu ai starea necesară să suporți poate condițiile insalubre. Și, nu în ultimul rând, plata tichetelor de vacanță către cei peste 400 de angajați ai Spitalului Municipal Medgidia, care până la această dată, din lipsă de fonduri și plătind mai întâi datoriile, așa cum face un om chibzuit, nu au primit aceste tichete, iar de la bugetul local am alocat această sumă. S-au alocat sumele și către categoriile sociale cărora, dintr-o mare, să spun, problemă pe care am avut-o la începutul anului, trei hotărâri judecătorești care au venit și ne-au obligat să plătim la fel niște datorii restante din anii 2005-2015, vorba de vreo 30 de miliarde de lei. Am fost obligați să luăm sumele de la transportul elevilor de liceu, de la tinerii la 18 ani, cărora le alocam suma de 500 de lei, de la tinerele familii, cărora le-am promis 1.500 de lei și pentru că aceste hotărâri ne-au împiedicat și ne-au obligat să luăm aceste sume, în acest moment se dau toate, de la începutul adoptării hotărârii de Consiliu Local și până la sfârșitul anului 2018. Deci aceste sume sunt alocate, iar la cei căsătoriți ce împlinesc nunta de argint 25 de ani, nunta de aur 50 de ani și toate celelalte avantaje de care beneficiază cetățenii municipiului Medgidia. Și nu în ultimul rând, e vorba de clubul sportiv, o activitate ce a început în anul 2017. Peste așteptările noastre, performanțele în sportul medgidian a ajuns la un nivel extrem de apreciat de locuitorii municipiului Medgidia. Avem performanțe foarte mari, este o dorință mare a tinerilor de a se implica în sport, iar performanțele ne obligă să continuăm această activitate sportivă, care timp de 10 ani, până în 2017, nu a funcționat deloc. Am alocat o sumă de 11 miliarde de lei către societatea Apollo Ecoterm și am mai alocat sumele necesare desfășurării unor activități culturale, cum ar fi Ziua Pensionarului, activități ale comunității turco-tătară din Medgidia. Și, nu în ultimul rând, sume necesare modernizării unor parcări din Medgidia,
unor locuri de joacă din Megidia care se distrug și e o mare dezamăgire a mea că ce reparăm în 2-3 luni de zile se distruge, dar asta este, trebuie să le aducem în condiții decente de funcționare. Deci, în aceste zone se duc acești 9,7 milioane de lei. Păi e liniște atâta timp cât consilierii nu-și bat joc de niște inițiative ale primarului care, pe care dumneavoastră le-ați văzut, sunt pertinente. Atâta timp cât consilierii nu blochează proiecte de finanțare externă către Megidia. După cum știți, timp de 2 ani de zile, sunt singurul primar de la Revoluție și până în 2016 ce nu am apelat la credite bancare. 2 ani de zile nu am apelat la niciun leu credite, deși a trebuit să plătesc datorii ale foștilor primari, e vorba de aproximativ 200 de miliarde de lei în 2 ani și ceva, dar ele urmează și continuă până în 2030. Se poate face administrație și fără să te îndatorezi și să duci greutățile acestea, care nu sunt deloc ușoare, când în fiecare lună vin 4 bănci și îți bat la ușe banii. Iar atunci, tu ca și cap al familiei, ca și responsabil, trebuie să vezi de unde, cum și să rezolvă această problemă, că altfel ți-ar închide primăria, s-ar închide comunitatea locală. Iar Megidia merită mai mult, poate mai mult și o să vedeți și rezultate și o Megidie în 2020, o Megidie pe care oamenii o așteaptă de foarte mult timp. Nu împotrivă. Deci pentru domnul Fernand, și abține. La amendament. 11 acțiuni. Propunem proiectul în forma inițială, inițial de cine este pentru? O abținere. Împotrivă. Vă mulțumim. Vă declar închisă ședința de azi. Vă mulțumesc.